Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Live. Sunt aici împreună cu pisica. Bună. Și astăzi este cel mai special episod pentru că s-a făcut un update foarte mare la server. Și anume, nu știu dacă observați voi aici, dar uitați-vă ce avem noi pentru voi. Eu mi-am ascuns puțin camera, dar nu știu dacă s-a văzut la început de episod. Nu știu dacă s-a văzut, dar uitați-vă ce avem noi pentru voi. O grămadă de mașinuțe noi și anume multe din Fast and Furious. Cred că le recunoașteți deja. Cel puțin astea de aici sunt patru care clar le recunoașteți sunt instant. Sunt nouă băgate din ce știu. Doar din Fast and Furious, parcă. Și mai sunt câteva care sunt tot așa băgate. Uite, astea care nu au skin pe ele. Astea nu-s din Fast and Furious, știi? Uite, astea două, de exemplu, de cea GTR-ul și cu asta la altă. Îmi place asta albastră. Asta e aia din Tokyo Drift. Dacă mai știi, o conducea tipul ăla. Bă, nu știu, deci îmi place foarte mult. Nu uita să apăsați butonul de like dacă vă place și dacă mai vreți să mai facem episoade cu GTA Life. Și nu știu, în episodul ăsta mă gândeam așa, să luăm niște mașinuțe de aici, să le testăm, să vedem cum se descurcă, chestii de genul ăsta, știi? Eu mi-am cumpărat-o pe asta, că mi s-a părut așa de deci jigurușă. Asta mi se pare că se potrivește foarte, foarte bine. Este și decapotabilă, uite cât de șmecheră e. Dar nu știu dacă nu. Na, nu poți să o capotezi, știi? Nu, n-ai cum. Păi asta e așa, dacă ți-a venit așa, am impresia, nici nu știu dacă merge să le tunezi, sincer să fiu. Nu știu pe care să-mi iau de aici. Sunt atât de multe variante. Păi, vrei de asta din Fast and Furious sau... Nu, mă gândeam. Ia uite, mai sunt oameni aici. Bună ziua, domnilor. Vă place ce au adus oamenii ăștia la dealership aici? Da. Frumos. Vedeți că le-au pus aici afară să le expună, să le vedem, știi, să ne curgă balele, să vrem să facem bani. Da, numai e păcat de o chestie. Ce anume, domne? Unde s-a dus? What the fuck? E Houdini. A dat prea repede la magazin. L-a dus înapoi. Da. Domne, sunteți Houdini, cumva? Da, mă scuzați, dar câteodată talentul mă ia pe ăsta și... Ia ziceți, domnul. Ce să fac magie? Păi, eu nu-mi place la ele că... Ia ziceți, domnul. Stoc. Păi, domnule, o luați, o faceți la dumneavoastră, o luați și o lucrați, adică, na. Dar care vă place din astea? Ia să vedem așa, că pe care ați alege-o? Da, bun, acum 100 de K. Hai că te urcă tot mașină. Hai, 100 de K. Asta de aici ai alege-o. Frumos și ca asta galbenă, sau portocaliu. Să aduce 100 de ca? Da, bun, treabă. Băi, aș lua o pasta de aici, nu știu cum să zic. Baia o iei? Da. Hai, luați-vă și voi fiecare o mașină, dacă e să-i dăm așa puțin pe autostradă, să vedem cum se duce. Fiecare. Gata. Fiecare și alege câte o mașină, da? Mamă. Asta e a mea oricum, adică asta mă dă de bătă. Ce nebunie de Fast and Furious, așa. Amă că-mi place. Episodul ăsta chiar îmi place. Ia uite-i mă pe Furioșii și Iuții. Ia uite-i. Mai zi ceva. Bă, fase că ele nu sunt foarte rapide așa, știi? Adică cel puțin din ce am observat eu, momentan ele nu sunt atât de rapide, știi? Dar dacă ți le tunești și asta, cred că poți să le faci foarte rapide. Și să te uiți și în interior, că și interiorul este full făcut. La mine am tablete acolo sau cum se numesc. Ai tablete, nebunii. Tot ce vrei, tot te joci în mașină la mine. Bă, deci e prea șmecher, frate, e mult, mult prea șmecher. Aveți serverul în descriere, bine, aveți forumul în descriere, dar căutați Reinforce dacă vreți să intrați, este Reinforce 1 și Reinforce 2, sunt doar două servere, puteți să intrați pe ele dacă vreți și să vă jucați. Acum nu știu exact, ia stai, uleu, doamne, stai că vin acum. M-am dus într-o parte, dar nu-i problemă, hai, ia, toată lumea întoarce. Hai să mergem încolo dacă e. Uite, hai să mergem așa dacă tot v-ați dus voi pe aici. Dar mă gândesc să mergem pe autostradă totuși. Uite pe aici. În direcția asta, uite așa. Okay. Deci îmi place foarte mult cum mergem noi așa cu toții. Chiar îmi place chestia asta. Bine, noi suntem... Acum sunt șomer, știi? Nu am niciun job. Ce ești? Rafinator. Rafinator? Ce trebuie să faci ca rafinator? Nu știu. Încercai și tu cât joburile. Da. Să vezi cum sunt. Bă, dar ce, deci ce-mi place update-ul ăsta ce au făcut băieții ăștia la server, îmi place mult, mult de tot. Și vor mai adăuga chestii noi. Bă, asta e doar prima rundă. Stai să vezi că eu am văzut deja ce adaug în a doua rundă. Eu zic să fiți pe fază. Că o să fie nebunie. Și îmi place cu modul ăsta de grafică, se vede superb așa.
Da, e foarte frumos. Vede că nu mai e ceața aia din fundal mai, de da, exact, nu mai e ceața aia. Bă, dar pe ceilalți am lăsat în urmă, cred că. A, ba, ia, uite, ia. Uite că vin. Ia uite-mă pe furioși cum vin. Dă-i mă, tătică, viteză. Ia uite-i. Oli! Ia uite cum s-a aruncat? Da, nu-i problemă, a trecut cu viteză. A lui merge mai rapid decât a mea. A mea cred că durează un pic. Depășesc. Durează un piculeț mai mult până când își prinde viteză. Am 168. Și eu la fel, uite, 172, a făcut accident colegul de lângă noi. 183. Hai că nu e rău, dar dacă stai să le tunezi, cred că o să fie bine. Cred că și-a luat timeout, mă, tipul ăsta. Da, cred că și-a luat timeout. Cred că și-a luat timeout. Bă, tu mai ai benzină? Eu am 67. 84. Ok, stăm bine, stăm bine. Bun, bă, avem pe aici ceva de tuning. Hai să mergem la tuning-ul ăsta de aici. La dacă tot... Da, păi dacă tot mergem în direcția asta, de ce nu, zic și eu? Și hai să vedem. Mașinile... Mașinile doar ce au fost adăugate. Fasă-i că, având sunt în vedere că calde, oameni. Da, sunt că calde. Având în vedere că ele abia au fost adăugate și că sunt mașini din viața reală, nu cred că poți să le modifici. Dar știi care e faza cu astea? Ele sunt deja tunate. Da. Vezi că tu deja ai body kit pe... Nu cred că le poți face mare lucru. Stai așa să luăm și pe... Aoleu, scuze-mă. Stai să le iau și pe colegul, că colegul s-a tămâi în față. Da, duc... îți dau cu un flare gun, ceva. Mă duc eu să-i zic. N-am flare gun la mine. Stai așa să văd dacă poți să... Aoleu, ia-te, merge cu spatele pe auto. Ia-te, ce nebun. Colegul, ce-ai făcut, colegul? Hai, bă, hai până la, hai până la tuning. Hai, e un tuning aici. Hai până la tuning. Sper că m-a auzit. Ne, cred că m-a auzit. Bun, păi am să tai drumul pe aici, nu e nicio problemă. Se face și noapte între timp. Nu știu, mie nu prea îmi place noaptea. Adică mai degrabă prefer să fie zi. Da, o să vadă super bine mașina, să știi că e boa și neoane. Bă, adevărat, uite, neoane n-am mai gândit. Nu știu, să-i păstrez, ia zi-mi și mie, să-i păstrez culoarea asta mov de a venit ea din fabrică. Dar nu știu dacă poți să o modifici. Nu știu dacă poți să o modifici. Având în vedere că ai skin pe ea, na. Păi da, dar mai e și mașina aia, Spider 918 sau ceva de genul, care are tot skin și i-am putut schimba. Vezi dacă poți. Sunt unele la care poți, unele la care nu poți. Ești tu, Max? Da cum? Da cum? Furios prea și iute! Prea iute! Ca un ardei, ia uite-l! Da, dar cântai tu odată o melodie. Aoleu, mă orbește soarele ăla, nu vine? Furios, prea iute, când mă dau pe nos. Nu știu, cântai tu odată o melodie. E o melodie făcută de cineva. Nu mai știu exact cum e. Era, dar dacă știți voi cum e, cum e aia, melodia aia, să-mi spune și mie. Bă, încăpem aici mai mult soare. Ce odată la un moment dat prin casă cum cântai? Da, nu e. Nu poți să modifici vizual. Roof, side skirt, spoilers, merge vizual. Headlights, poți să pun xenoane pe ea totuși. Neoane, măcar? Da, poți pune neoane, perfect. Poți. Bun, hai să vedem. Nu mai știu ce neoane avea tipul ăla, frate, în film. Nu mai știu. Dar să le pun, cred că galbene. Galbene sau... Hai să pun galbene. Sau orange. Orange le pun. Uite așa. Respray. Hai să vedem, deci dacă merge să modifici. Da, mă, uite, la mine merge să modifici. Da, merge. Dar nu pot să-i schimb, adică nu prea merge. Orange-ul ăla e... Mă, dar e stai forță. Că era... ăsta e așa. Stai, respray, da? Să dăm la ăsta. Dar nu-mi schimbă nimic. Poate să fac... Uite, orange ăsta e. Nu cred că mă las, mă. Și stai, pot să modific black-ul ăsta pe bune? Nu. Nu, deci negru din mijloc e... Stă la... Așa, wheels... Tire smoke, window tint, dark smoke. Nu merge să modific geamurile. Bă, nu pot să fac roz bombon, mă. Ți-am zis că nu poți. Iar upgrade-urile sunt deja făcute, da, turbo. Da, te-ai lăsat să o faci neagră. Depinde, sunt unele care merg, unele care nu merg. Ia vezi, colegul, s-ar putea să nu poți să-ți modifici culoarea, că e skin-ul pe ea de Fast and Furious, știi, e customizată deja. Poți să-i schimbi. S-ar putea... culoarea, că zic că am văzut... Nu știu. Când am văzut videouri pe ea, era cu culoare diferită. Ia vezi. Asta oricum eu zic că nu, eu zic că la unele nu poți. La a mea poți. A mea pot să fac și verde dacă vreau. Dar la voastră nu cred că poți. Nu știu de ce, încă mi-e stricată, deși, adică, na. Hai că mă duc să-mi pun și benzină, că e o benzinărie exact lângă noi aici. E că vin și eu. Uite așa, și să-mi cumpăr eu niște benzină. Bă, dar eu folosesc de mașina asta, frate, mi se da. Potrivește mânușa. Cred că cu asta te plimbi de acum pe server, a? Ia da, zi. Da. Asta le găsiți la Autoshop acolo, la, uite, hai să vă arăt unde intrați pe server, la mașini modate, da, uite, intrați aici,
Uite aici este iconița. Vă duceți acolo și lua ultima la mașini modate. Dați în stânga și în dreapta pe săgeți. Dar să nu dați prea repede că este un bug și vă trimite înapoi în mașini. Chiar dacă vă ați ieșit afară. Așa. Deci dați în stânga și în dreapta trebuie să dați. Că sunt mulți care intră pe server și încearcă să dea în jos. Dar faza e că prima chestie pe care o selectezi e categoria. Iar după aia selectezi mașinile din stânga și dreapta. Uite, i-am zis eu că nu poți să modifice. Bă, dar vreau să mergem, nu găsiți și noi o spălătorie auto pe aici? Nu știu, dar mie... Rată. Mie încă mi-a rămas stricată în partea din față, dintr-un motiv sau altul, nu știu de ce nu mi-a reparat-o. Dar... Hai să mergem noi... unde mergem? Nu știu. Hai să mergem, vrei tu. Hai să mergem în oraș. Unde e? Pe tot pe ăsta cu autobuzul lui, ia. Uite-l, bă, se fugărește pe cineva, crea. Hai să ne luăm de el, hai să ne luăm de poliție. Că așa facem cu mașinile tunate, știi? Ne luăm de polițiști. Poate ne bagă domnul polițist la închisoare. Trebuie să mă fac la el, să zic, hai domnul, facem o liniuță, să vedem dacă ne răspunde. Bă, urmărește pe cineva, e în urmărire omul. Ia, îți dai seama. Ia, uite că trage! Bă, și trage, bă! Bă, nebunule! Stai, după cine? Pe cine urmărește? Asta-s curios, hai să ne ducem după el. Bă, ce nebun e? Pe cine urmărește? A sărit! Văd! Dai-mi ușurel așa, că eu nu vreau să îmbozez mașina totuși. Cred că îl fugărește pe ăla din față, uite mafioții. Mașinile de mafie pe aici. Poate unul din mafie ceva. Nu știu. Mă țin după asta, sper să nu tragă în mine. Păi îți dai seama că trage în tine, nu? Eu nu i-am făcut nimic. What the fuck, polițistul ăsta e beat. Deci eu chiar sunt curios ce face polițistul ăsta. Uite și pe șoferul de autobuz. Domnul, ce faceți? Facem și noi o liniuță? Ce faceți, domnul? Ne băgăm la o liniuță? Nu. Haideți, domnul. Merge troaca asta. Domnul, stați așa pe loc puțin, puteți să parcați puțin? Poate și iau și eu o mașină frumoasă acolo. Domnul, puteți să parcați puțin, vreau să vorbim ceva. Veniți puțin încoace. Săracă. O, domnul, că-mi iei ușa, că abia am tunat-o. Domnul polițist. Ia, stați aici, ia uitați-vă la mașina asta. Ce părere aveți de această mașină? Dar cum dădeam și-o jos? Cum dădeam și-o? Este o superbitate, așa este? Fii atent că îi pun o bombă pe mașină la poliție. Ce s-a întâmplat? Bună ziua, domnule, bună ziua! Bună ziua! Domnule, ia uitați-vă ce e acolo jos! E o bombă! Uitați-o! Domnule, e o bombă acolo! Bax infinit! Uitați-vă, domnul! Fugi la fugă. Domnul, dezamorsați bomba. Bombă, domnule, fugiți. Cine a pus, domnule, bomba acolo? Eu să murim toți. Nu fug. Domnule, cine a pus bomba acolo? Bă, vezi că trage și zboară mașina. Bă, ia mașina de acolo. Uite pe domnul de la ambulanță. Bună seara, domnul, ambulanță. Trage după mine. Domnule, ce am făcut? Domne, ce am făcut? De ce m-ați spus? De ce ați tras după mine? Vedeți că domnule... Exact. Controlez. Nu, domnul, nu mă controlați. Mi-e rușine. Ce e? Are chiloții de duminică, domnul polițist. Aoleu, domne. Stai liniștit că nu merge. Ai noroc, ai scăpat. A, bine, domnul. Ia de am scăpat. Te faci, domne, dai pe... Domne, dar cum facem cu bomba aceasta? Cum facem cu bomba aceasta? Trebuie este, să este posibil să bubuie. În orice clipă. Foarte posibil. Ia, încerc eu să o dezamorsez, mă lăsați pe mine. Să nu se servească cineva din mașina mea, că îi rup capul. Mam, ce periculoasă e pisica. Stai, pe F3? Nu, care este mașina, dar ce de aer, de fapt. Stai, cum era, mă, animația aia? Fish, homeless, human, server shot. Uite așa. Vă rog frumos să vă îndepărtați de la locul bombei. Încerc să o dezamorsez. Eu dorm cu domne. G4 supernă. Domne, încerc să te dezamorsez. Nu sta așa, domne. La pământ. Domne, nu sta așa, n-auzi.
Domnule, pot să zic că am dezamorsat-o. Domnule polițist, puteți să vă urcați în siguranță în mașină. Vă rog frumos să vă urcați în mașină, că e totul în regulă. Doamne, dar toată lumea zice tu cu lanterne, de zici că e mare gândac acolo. Urcați-vă, domnule, cu încredere. Domnule, urcați-vă cu încredere în mașină. Bă, nu, să nu apeși pe gând. El cred că vrea să tragă în bombă. Ai grijă, ai grijă, că uite, îl văd că cu pușca, că... Ia. Cu clu. Da, uite. Nu măcar să zicea mașina de acolo. Bă, uite, vezi că trage în bombă, vezi că... Vezi că e nebun. Nu, l-a murit el, what the... A murit șeful mafiei. Dom'le, l-ați omorât pe șeful mafiei, ce ați făcut? A, cred că a murit el. Domnul șeful mafiei, sunteți bine? Stai să-mi iau extintorul acum, asta așa. Te-a omorât poliția, domne. Medic, medic. Ce ai pățit șeful? Hai că eu în timpul liber sunt pompier. Ești pompier în timpul liber. Domne, polițistul a bubuit o bombă, domne. Domn polițist, de ce mi-ați omorât șeful? E corupt, domne, e corupt. E corupt, știam eu. Domnule, aveți grijă, cred că a făcut intenționat să moară. Domnul vă răcoresc. A făcut intenționat să-l rănească pe șeful mafiei doar. Păi normal, domnule. Că doar șeful mafiei a murit, ați văzut? Tot plănuit. Nu a fost de. Oh, iartă-mă, n-am vrut. Ce fac, mă? Domnul medic, avem un rănit aici. Domnul polițist, veniți și dați ridicați un domn acolo, vă rog. Gata, domne. A venit domnul ambulanță. Domnul șeful mafiei. Unde e domnul șeful mafiei? Da. Domne, poate facem o colaborare între mafie, știi ce zic? Adică poate am domne, vedem. Am niște. A, bă, vezi că e gard aici. Da, ce vorbeam, să vindem niște sarmale, da. Da, domne, să... Da, domne, sarmalele sunt foarte bune. Cu mămăliguță și chiar... Mafia cu mașini tunate. Cu mașini din... Băiți ăștia serios, așa, da, mă, știi, adică avem și noi mașini de alea negre total și asta, știi? Dar zic, bă, hai să facem așa o mafie a mașinilor tunate. Și toți din mafia noastră să aibă mașini de astea din Fast and Furious, știi? Le dăm noi, celor care intră în mafie, mașini de astea. Nu? Ce mișto. Idee bună? Nu știu, să ne scrieți și voi în comentarii. Dacă v-a plăcut episodul de azi, nu uitați să apăsați butonul de like, iar noi ne vom auzi data viitoare. Pa, pa! Pa!